Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți o mini decorațiune de Crăciun, și anume chiar capul lui Moș Crăciun în sine, care arată așa, și haideți să trecem și la tutorialul modelului. Okay. Pentru a începe acest model vom lua mai întâi 3 piese albe și le vom ține una lângă alta astfel. Și apoi deasupra acestora vom aduga 4 piese albe, două în centru și apoi câte una pe fiecare margine cu buzunar liber astfel. Acum deasupra vom aduga 5 piese albe, astfel, și acum deasupra vom adăuga 6 piese albe de această dată. Și apoi vom aduga încă un rând de piese albe, în total șapte în acest rând. Ok, acum vom scoate piesa albă din mijloc. Va trebui să avem pe fiecare parte câte trei piese albe și ce a rămasă în centru o vom scoate și o vom înlocui cu o piesă roșie exact așa. Apoi deasupra vom adăuga 6 piese albe. Astfel, și apoi vedem că avem aceste piese albe din margine, le sărim și apoi vom scoate următoarea piesă de lângă cea din margine și o vom înlocui cu o piesă bej. Repetăm procedeul și pe partea cealaltă. Avem piesa albă din margine, pe următoarea o vom scoate și o vom înlocui cu o piesă bej exact așa, și apoi. Vom pune aici în centru 5 piese bej. Astfel. Și aici pe fiecare margine, peste aceste două brațe, vom adăuga câte o piesă albă pe fiecare parte. Da? Adică piesele pe care le-am scos mai devreme. Astfel. Apoi, aici pe centru, vom pune două piese bej deasupra. Și pe fiecare parte a acestor piese bej vom pune câte o piesă neagră exact așa. Și apoi, lângă fiecare piesă neagră, vom adăuga câte o piesă bej. Și apoi, bineînțeles, deasupra vom adăuga 5 piese bej. Astfel, și acum, pe margini, vom avea câte o piesă albă pe fiecare parte exact așa. Și acum deasupra vom adăuga 6 piese albe. Acum vom adăuga deasupra un rând întreg de piese roșii. Astfel și acum continuăm să adăugăm piese roșii deasupra până când vom avea 3 piese roșii în ultimul rând. Acum avem 7, în următorul rând vor fi 6 și continuăm să adăugăm piese astfel până când vom avea în total 3 piese roșii în rând. Pe rând. Astfel și modelul va arăta așa și acum deasupra aici vom adăuga două piese albe și apoi încă una deasupra și deasupra acelei piese vom adăuga încă două piese exact așa. Acesta va fi ciucurile căciului. Apoi întoarcem modelul pe partea cealaltă. Îl punem pe masă și îl aplatizăm puțin astfel încât să fie totul în regulă și modelul să nu fie curbat. Bineînțeles, puteți ajusta aici aceste piese albe dacă doriți. Să le faceți mai multe sau mai puține în funcție de cum doriți să arate ciucurile căciului voastre. Și apoi... Moș Crăciunul nostru, sau mai bine zis capul acestuia, va arăta așa și încă o decorațiune de Crăciun va fi completă. Da? Va arăta așa și eu zic că arată foarte, foarte bine, foarte drăguț și merge utilizată perfect ca decorațiune și agățată chiar și în brad. Da? Dar momentan cam atât și cu acest tutorial. Încă un tutorial din seria de Crăciun se încheie pentru moment și sper că v-a plăcut și acest model și că va ieși și vouă dacă l-ați încercat. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu ne ezitați să lăsați un comentariu mai jos și aștept de asemenea să aud părerea voastră legată de acest model și ne auzim în următoarele tutoriale. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Salut!